această expoziție tocmai pentru a aduce un omagiu celui care a fost atât de activ în exil și despre care, din păcate, se cunosc încă prea puține. O expoziție inedită dedicată unei mari personalități a exilului românesc, Mihnea Berindei, a fost inaugurată la Iași. Sub denumirea de Mihnea Berindei, o figură marcată a exilului democratic de la Paris 1977-1989, expoziția pune accent pe perioada comunistă și contribuțiile sale semnificative aduse în cultura românească. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași. Această expoziție foarte bine construită reușește să arate în câteva felii, să spunem așa, din activitatea prodigioasă a lui Mihnea Berindei, cam ce a însemnat el acolo. Toată arhiva sa, toate documentele și tot ceea ce a însemnat lupta sa împotriva totalitarismului comunist, realizată din exilul românesc din Franța. E cel care practic a constituit, a reactivat Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului de la Paris, care a avut un militantism extraordinar și care chiar după 1990 a avut o contribuție extraordinar de importantă la democratizarea României. Deci este o expoziție care pleacă de la documentele colecției și ne propune o discuție, un dialog cu două epoci. Două decenii din comunism și două decenii din postcomunismul românesc. Este o imagine asupra României în cei patru decenii în care Mihnea Berindei a făcut atât de multe pentru această țară. Mihnea Berindei a fost unul dintre cei mai activi membri ai exilului românesc parizian. El a fost cel care a impulsionat recrearea Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului în capitala Franței, una dintre cele mai eficiente organizații politice. Totodată s-a implicat în acțiuni precum protejarea disidenților din țară și menținerea legăturilor cu ziariștii aflați la marile publicații franceze. Expoziția poate fi vizitată în perioada 28 martie-25 aprilie 2024, de marți până duminică, în intervalul orar 19-17.